și Duhul Domnului Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, unul de Sfânt, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină și lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu. Să stăm! Și Vrancei, primește mantia de arhiepiscop. Vrednic este! Înalt preasfințitul arhiepiscop Ciprian al Buzăului și Vrancei primește crucea pectorală de arhiepiscop. Vrednic este! Vrednic, vrednic, vrednic este! Vrednic, vrednic, vrednic este! Vrednic, vrednic este! Înalt preasfințitul arhiepiscop Ciprian al Buzăului și Vrancei primește îngolpionul arhiepiscopal. Vrednic este! Vrednic, vrednic, vrednic este! Vrednic, vrednic, vrednic este! Vrednic, vrednic este! Înalt preasfințitul arhiepiscop Ciprian al Buzăului și Vrancei primește familafca de arhiepiscop. Vrednic este! Vrednic, vrednic, vrednic este! Vrednic, vrednic, vrednic este! Vrednic, vrednic este! Înalt preasfințitul arhiepiscop Ciprian al Buzăului și Vrancei primește cârja arherească. Primește această cârja arherească spre a păstori turma cuvântătoare a lui Hristos din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei, cea încredințată în al preasfinției voastre. Pentru cei ascultători să fie toiac de sprijin și întărire, iar pentru cei neascultători și nestatornici, toiac de deșteptare și îndreptare. Vrednic este! Oh.
ca semn de prețuire pentru viitoarea activitate liturgică și pastorală în Alta Sfințiva, pentru ostenitorii centrului eparhial și pentru slujitorii și închinătorii acestei noi, mari și frumoase catedrale arhiepiscopale din Buzău, oferim în dar o Sfântă Evanghelie nouă, tipărită și ferecată la tipografiile și atelierele Patriarhiei Române. Cu multă bucurie vă încredințăm în Alta Sfințiva. Era pe jos. Hai. Încet, încet. Ascultă. Aveți ce avem aici, da? Prezentăm pe noul arhiepiscop al Buzăului și Vracei, pe înalt preasfințitul Părinte Ciprian. Este o zi cu semnificații profunde pentru mine, pentru că rațiunea de a fi a episcopului este să aibă o comunitate de credincioși de păstorit. Așa încât după ce am desfășurat o activitate din toate punctele de vedere bisericească la Patriarhie, 10 ani și jumătate, iar în total 13 ani și jumătate în administrația patriarhală, Dumnezeu a rânduit să sosească și acest moment binecuvântat, să mi se încredințeze o eparhie pentru păstorit. Și vin cu bucurie, cu drag, în mijlocul credincioșilor și al preoților din această zonă, întrucât aici m-am format duhovnicește și m-am instruit teologic. Preoții mă cunosc, aici sunt profesorii pe care i-am avut altă dată, acum sunt pensionari, preoții mai tineri. Știu că m-au dorit și m-au așteptat cu multă dragoste și pentru aceasta sunt recunoscător lui Dumnezeu și aceasta constituie totodată o încurajare pentru mine și o mângâiere duhovnicească. Desigur, în aceste circunstanțe, când așteptările sunt mari și îngrijorarea este pe măsură, dar sunt încredințat că Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, mă va ajuta să port această povară. El însuși spune, luați aminte că jugul meu este ușor și povara mea este ușoară. Nu cred că o să mă simt singur, ba dimpotrivă, în primul rând l-am pe Dumnezeu, Maica Domnului, Sfinții, Sfântul Sava Gotul, Sfântul Vasile de la Poiana Mărului, Sfântul Ierarh Mucenic Teodosie de la Braz și mai ales i-am alături pe preoți și pe credincioșii aceștia minunați din cele două județe pe care i-am cunoscut pe vremea seminarului teologic când am absolvit aici, în perioada 1982-87, atunci când îl însoțeam pe vrednicul de pomenire pe Vlădică Epifanie la slujbe arhierești, eu pe vremea aceea conducând un cor al seminarului. Și am avut prilejul să constat credința și evlavia acestor drept credincioși creștini din zona Buzăului și Vrancei. Așa încât, cu încredere în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, pornesc la drum, la un nou început, cum spunea Sfântul Grigore de Nisa, repet ceea ce am spus altă dată, că așa este viața omului, un șir de începuturi. Trecem dintr-un început prin alt început, care nu au niciodată sfârșit. E bine, acum înainte de marele început,
pentru veșnicie, iată că sunt într-un fel în penultimul, cel puțin din punct de vedere al slujirii mele arhierești, și vreau să încredințez odată că am venit aici ca să rămân, nici de cum să plec, așa cum s-au temut unii, și vin foarte hotărât ca să slujesc biserica. Și într-o vreme în care este nevoie de multă, multă compasiune, ajutor din partea păstorilor duhovnicești, a preoților și